Au fost proteste în mai multe penitenciare din țară, în Craiova și Vaslui. Polițiștii au refuzat să mai intre în tură și și-au suspendat activitatea timp de aproape 2 ore. Angajații din sistem sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de lipsa de personal. Conducerea sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a precizat că în zilele următoare vor avea loc proteste și în alte penitenciare, iar pe 25 octombrie polițiștii din penitenciare vor protesta la București dacă nu le vor fi rezolvate toate problemele. Pe standard avem 20.000 de posturi în sistemul penitenciar. În momentul actual avem 13.000 de colegi. Deci avem o lipsă de 7.000 de cadre la nivel de țară. Pe condiții de muncă stăm foarte, foarte rău. Mijloacele de transport au peste 300.000 de kilometri. Avem 2-3 mașini cu 6 județe în subordine. De-abia, să zic așa, acoperim instanțele locale. La exterior am avut, pe anul ăsta, peste 10 incidente în care am avut mașini blocate pe autostrăzi, au luat foc, s-au stricat. Ultima misiune am avut 2 mașini prin țară cu poliția la fața locului să asigure paza până am reparat noi mașina. Oamenii vin la servici, sunt profesioniști, își fac treaba, dar mijloace de transport, asigurarea condițiilor de muncă, deținuții văd toate chestiile acestea și devin din ce în ce mai violenți.